Urmărire ca în filme pe străzile din Baia Mare. Un adolescent de 15 ani fără permis auto s-a ales cu dosar penal după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. De altfel, băiatul nu se află la prima abatere. În trecut, el a mai experimentat o întrecere cu polițiștii de la rutieră. Aflat în localitatea Copalnic, pe motocicletă, adolescentul a ignorat semnalul polițiștilor și a luat o lagoană cu polițiștii pe urmele sale. Într-un final, tânărul a cedat și a tras pe dreapta. Chiar dacă nu avea permis de conducere, adolescentul de doar 15 ani obișnuia să conducă autoturisme de teren, tractoare, motociclete. De parcă nu era de ajuns, acesta se de mare în fața fetelor, plimbându-le cu motorul. Minorul a fost audiat în prezența tatălui care, potrivit jurnaliștilor, și-a pierdut cumpătul când a aflat că fiul său a fost prins de polițiști. Băiatul din Baia Mare s-a ales cu un dosar penal.